A fost întrebarea la care am zis că până în final vrem să răspundem, cum pot să devină copiii noștri copiii Domnului. Am spus un prim adevăr, de fapt am vorbit despre adevăr și de-a bunul Dumnezeu copiii noștri cu adevărat să cunoască, să creadă și scrie Apostolul aici să umble în adevăr, adică adevărul să devină o realitate a vieții noastre. Într-o lume în care minciuna are mare trecere, ne-am amintit de versurile scrise de Traian Dors, sunt doar 3 strofe, adevărul n-are încă sărbătoarea lui acum. Mai muncește și aleargă ostenind pe greul drum, însă adevărul are slava lui și rodul său, pe acelea niciodată nu le va zdrobi cel rău. Fericit e în orice fel cine aleargă pentru el. Adevărul n-are încă glas puternic și ascultat. Din atâtea uși se întoarce umilit și insultat. Însă viitorul are sfântă împărăția lui. Adevărul n-are încă nicio patrie aici. Singuratic pribejește printre spini și inamici. Însă adevărul are viitorul nesfârșit, când va fi pe tot el singur împăratul strălucit. Fericit e în orice fel cine luptă pentru el. Amin. Aș vrea să trec la o a doua componentă și cu asta ne oprim, pentru că acestea sunt cele două dimensiuni eterne care pot să dea valoare eternă celor ce le îmbrățișează. Recitesc versetul 3. Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl, din partea Domnului Iisus Hristos, Fiul Tatălui, dar iată care e condiția. În adevăr și în dragoste. Am vorbit de adevăr și acum voi vorbi despre dragoste. De fapt, dragostea derivă din adevăr. Pentru că spune aici, vă citesc în continuare, versetul 6, și dragostea stă în viețuirea după poruncile lui. Deci când pui adevărurile sfinte în aplicare, rezultă o trăire în dragoste. Un comportament frumos, o atmosferă binecuvântată, unde tot de a trăi pentru vecii vecilor. Că dacă ar fi numai adevărul etern, am devenit niște roboți, raiul ar fi un fel de matematică absolută, toți am funcționat doar ca niște stele care fiecare merge pe orbita ei, niciuna nu se ciocnește cu cealaltă, totul se realizează la timp optim, perfecțiune. Dar nu-i numai aceasta, Dumnezeu este și dragoste. Pentru că rolul adevărurilor sfinte stă tocmai în realizarea acestei părtășii, acestei conviețuiri binecuvântate. Și ascultați-mă, stimați părinți, asta am crescut în biserică și în slujirea cât au trecut anii, asta am văzut că e cea mai mare realizare ce o pot să facă părinții pentru copii. Să le prezinte niște adevăruri sfinte într-o atmosferă de dragoste. Spunea cineva de undeva din nordul țării că le dădea la copii de învățat psalmi și versete și poezii și dacă nu le învață, trebuia să mănânce câte o ceapă goală. Eu zic dintre copiii mei, cu vremea care am fost mai îndrăznici, am trecut la ardei iute, căci numai cu ceapă nu ne mai putea sili. Dar dacă e vorba doar despre un adevăr abstract, despre niște porunci seci, nu funcționează bine. Undeva la o emisiune televizată, o femeie, un crain de acolo, un reporter, a spus către un păstor, eu nu-L iubesc pe Dumnezeu, pentru că scrie în Biblie, în porunca a șaptea, să nu prea curvești și eu vreau să am viața mea. El i-a spus, nu scrie așa în Biblie. Cum nu scrie? Porunca a șaptea așa scrie. Nu scrie așa, trebuie să citești ce scrie înainte, ce scrie după aceea, numai acolo. E scris pagina unei evrei, spui că asta spune cartea. Dar ce spune în Biblie?
A zis Dumnezeu, dacă vrei să fii fericit, să nu prea curvești. A, ce-i drept, asta e altceva. Păi asta ne cere Dumnezeu. Biblia spune altă poruncă, să nu furi. Păi, cum să nu fur, dar eu vreau să am ce are altul, nu? Dar să te fure altul, vrei? Păi așa nu-i bine. Păi raiul n-ar fi rai, fericire n-ar fi fericire dacă n-am umblat în adevăr și, repet, asta naște o atmosferă de dragoste. Am văzut din nefericire copiii, adolescenți, tineri care abia apucă să plece de acasă. Pentru că tata cu mama se ceartă, cu ei vorbesc așa mai acru, mai dur, mai rece, distant, nu pot să povestească. Și se iasă împărăteasa din Seba despre Solomon. Ați fericit de cine stă la tine acasă, băi, ce aude? E o frumuseț. Să tot stai acolo. Și ascultați-mă ce vă citesc din cartea Proverbele. A spus Solomon, dacă tot l-am amintit, citesc din 15 cu 17. Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bou îngrășat și ură. Ma, s-ar place o dată să te duci la un bou îngrășat, dacă tot bou îngrășat și mâine și poeme, dar cu ceartă, până la urmă, prefer undeva, merg la iarbă verde fără mâncare, numai cu iarbă verde. Verdețuri, la adică. Dar să nu mai fie supărare, să nu fie scandal. Doar scrie în Proverbe că decât cu o nevastă supărăcioasă, mai bine unde? Întâi la mansardă, într-un colț pe acoperiș, și după aia scrie că în pustie, o lași cu tot. Deci crezi că la copil e mai drag? Păi cum să ne-a automobilit un bărbat supărat la serviciu? Ai făcut mâncarea? Păi scuză-mă, n-am reușit, nu m-am simțit nici eu bine, copii. Ce, eu flămând, eu aduc bani, vreau să mănânc. S-a grăbit, s-a ridicat de la masă, vorba aceea, n-a mulțumit nici la domnul, nici la doamna. Și după ce a plecat un băiat mai timid, zice către mama, mama, ție nu-ți pară că te-ai măritat cu tata, că mi-e-mi par rău. E o mare problemă. Dacă nu putem să oferim nici celor mai dragi dragoste, voi să exportăm, avem pentru export și nu avem pentru intern. Eu așa cred că Dumnezeu a turnat dragoste în noi numai pentru cât putem iubi. Vedeți, avem o familie, avem rudenie, avem o comunitate locală, frățietate. Că dacă ar fi pus Dumnezeu același grad de dragoste în tine, cum este pentru casa ta, pentru toată lumea, n-ai putea rezista, ai crăpa. Când moare oricineva din lume, se doară ca și când moare copilul tău. Dar Dumnezeu ne-a înzestrat cu cât putem duce. Și ne-a format în nuclee, uite, ăștia se iubesc aici, ăștia aici, interacționează, așa că niște mulțim cu relații între ele, ca să putem conviețui. De-aia spune Biblia, să iubești pe aproape, nu te pune să iubești pe ăla de la distanță, că nu-l cunoști, n-ai cum să-ți manifesti dragostea. Dar cine e mai aproape decât cei din casă, nu? 1 Timotei 5,8, dacă nu poartă cineva grijă de-ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și e mai rău decât un necredincios. Deci iată ce atmosferă ar fi necesară acasă. Spune tot aici în Proverbe, într-o cu pagină 17 cu 1, ceva asemănător, mai bine o bucată de pâine uscată cu pace. Deci ascultați-mă, dragi părinți, în primul rând, nu le oferiți copilul dumneavoastră mâncare și o atmosferă plăcută la masă. Să nu le oferim, în primul rând, haine și casă, ci să le oferim o natură dumnezeiască. Ceea ce face farmecul unui om, dacă mai întorc o pagină în Scriptură, 19 cu 22, este bunătatea lui și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos. Când se pierde încrederea unul celălalt, tata în copii, copii în tata sau în oricare altă relație din familie, acolo intervine răceala. Nu mai este atmosfera asta bună, plăcută. Mă întorc la epistolele din care am citit. Spunea Ioan aici și este o atenționare foarte clară, zice de la versetul 10, că dacă vine cineva la tine acasă, acum vorbim de familie, și nu ți-aduce o învățătură sfântă, să nu-i spui bun venit.
Puțin probabil să vină cineva la tine acasă, peste voia ta și să-ți învețe copiii, nu? Să mai bag câte un bunic, câte o bunică, o mătușă, așa, da, hai că mai pasăm cumva. Dar acum cu tehnologia asta, așa e că sunt mulți la noi acasă care vin să-mi învețe, nu? Cum se opresc să nu vină la tine în casă când nu mai apeși pe buton, nu intră pe ușă, nu intră pe nimic, vine noaptea când vrei tu, nu? Așa, dacă ar auzi cei ce au trăit cu sute de ani în urmă, spune că e ceva vrăj. Măi, nu a venit nimeni, nu s-a deschis ușa, nu mai auzi o voce. Auzi o muzică, auzi, știu eu ce? Cum să grijești de ai tăi din casă să nu se scape spre așa ceva? Și ca unul care mă ocup cu consilieri, cu familii, cu diferite categorii de vârstă, să știți că fuga asta înspre alte prietenii, între prietenia de pe Facebook, între alte învățături decât a tatălui și a mamei, alte relații, altă părtășie dată de absența dragostei în casă. Pentru că nu se poate lumea virtuală să aducă o împlinire la o cotă care o poate aduce lumea reală. Se poate strânge în brațul ăsta de pe Facebook. Sau unul de la distanță, apoi mai sunt cu vizualizări, cu știu eu, dar vorba fratelui Ciuruc, acum a trecut la Domnul, zicea, cu astea online e ca și cu reclama, poți să fii cea mai frumoasă mâncare, bagi o bușcătură în gură, ai ce mesteca. Păi ce se mestece? Nu te ajută. Dar dacă este ceva acolo, ceva tangibil, că Dumnezeu pentru asta ne-a creat, să ne îmbrățișăm cu dragoste, să ne vorbim cu drag, să ne binecuvântăm unii pe alții. Păi și izolarea asta, măcar în casă ne-a lăsat, nu? Ar fi trebuit să se întărească relația de familie. Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă! Îmi spunea unul dintre băieții mei, are 28 de ani, dar nu-i căsătorit, zice, așa mi-aș dori să mă strângă mama în brațe cum mă îmbrățișa ea. Păi la vârsta asta, dau un copil mic. Specialiștii ne spun că și vițelul de la vacă nu crește cu mintea întreagă dacă nu îl linge vaca. Au și animalele între ele glasul lor să înțeleg, uitați-vă, cloșca și cu pui, cum se înțeleg și cum știu rânduielile lor și legile lor. La elefanți, de exemplu, că sunt destul de deștepți, mai la șobolan, la ce vrei, că și ea se spune că sunt deștepți. Au și familia lor, măi. Și am auzit nebunia unei mame care spunea către alta, oare ce aș putea face cu copiii? Acum intrase într-o aventură cu un alt bărbat, să mă bucur de viață, copiii ăștia mă încurc. Dacă i-aș plasa undeva. Și o zis cealaltă, măi, nici o cățeauă nu renunță la puii ei, mă. Tu așa gândești? Poate aș citi cartea aceea, Harry și în alta societate, a apărut în serial mai întâi revista Cuvântul Sămânța Adevărului la frații menoniți. Cum societatea i-a împrăștiat, s-au băgat cu credite în bancă, cu drumuri într-o parte, în altă, erau așa răsfirași și își dorea el. Ei, când stăteam eu cu nevastă mea, când venea și ne aducea mâncare pe brazdă, puneam cosa deoparte, legam cai, închideam vacile, copiii se jucau printre brezde și noi povesteam. Acum, nu ne mai putem întoarce cu totul la lumea de atunci, deși la oameni le place să meargă la țară, știți de ce? Au pierdut ceva. Orașul ne-a furat multe, tehnologia ne-a furat acum aproape toate. Nu spunea cineva, după ce am introdus o mașină de spălat, spunea, băi, nevastă, acum să vezi ce vrem eu să avem noi doi să povestim, că până mergea mașina aia alba, lux, era înainte, te ajutam să speli haine, dar făcea gălăgie. O să stăm frumos în fotoliu, cum a sunat o fică a unui frate undeva din Valea Los, din Salaj, și îl întreabă, tată, ce faci? Și zice, păi mă uit cu nevastă mea la slujnică cum lucrează. Dar ce slujnică v-ați băgat? Păi ce mașină ai de spalat haine? Că pentru bătrânii s-o pomeni de asta, nu? Că era greu și să le fac, eu mai țin pe bunica când ducea cânepă și cum o melița și tot procesul. Și acum toate astea ar trebui, numai că tehnologia asta ne-a dat condeșe și ne-a luat cu 10. Dreptul. Și cine a furat? Între altele, atmosfera din casă. Că nu merge televizorul într-una, dar zbârne telefonul, nu? Îi spun unei tinere, pune telefonul deoparte până de seară. Cum?
Să știi tu cum era lumea aia fără telefonic. Băi, habar n-aveți. O puțină fugă în timp, așa. O jumătate de oară mă sună și spune, de 10 ori m-am dus să le iau. Ei, vezi? Cât ești delegată de această tehnologie. Și câte informații ne bombardează, dar toate astea ne smulg din legătura asta binecuvântată a dragostei. Și dacă vin frații, eu ceva real. Îi culcăm la hotel, nu? Aibă condiții, că și trebuie să-și verifice repede, mail-urile sunt... E o lume ciudată. Bine că nu mai ține mult. Să primim frații la noi acasă, așa cu ceea ce avem noi, numai cu ceva ceai, ce se poate, nu? Să-i primești cu drag, să-i culci unde se poate, acolo să ne împărtășim împreună cu scrie în fapte 21 că l-au petrecut pe Pavel până la corabie, zice, cu nevestele și copiii, am îngenunchiat pe mal și ne-am rugat. Nu ne-a sunat telefonul nici la unul. Era o lume mult mai liniștit. Se spune că a venit unul din Oceania în lumea noastră civilizată și s-a întors înapoi între oamenii aceia. Asta a fost cu ceva mai timp în urmă, acum poate cu satelitele băgați și lor tehnologie. O zis, cum e lumea civilizată? O zis, groaznic. O zis, noi ne sculăm după soare, ne culcăm după lună. Ei au un fel de aparat, zice ceas. Ăla e fugăreaște grozav. Numai să uită la el și fugă. Scap trenul, scap mașina, trebuie să fac asta, trebuie să fac cealalt. Bun, e o lume cu orar și nu putem să o schimbăm într-o totul. Dar măcar pe cât se poate, să punem deoparte telefoane, computere închise, să ne adunăm la un moment de părtășie sfântă, să fie timp și de cântare, și de rugăciune, și de o discuție așa între tata și mama, să-și amintească, pentru că viața fuge. Și noi lăsăm să fugă așa, zici, cu bună știință sau din neștiință, nu știu exact cum să spun. Și spune aici, mai departe, trec puțin și în capitolul 3, că scrie aici în versetul 5. Prea iubitule, tu lucrezi cu rincioșie în tot ce faci pentru frați, atenție, și pentru străini totodată. Eu mărturisesc despre dragostea ta înaintea bisericii. Vei face bine să îngrijești de călătoria lor într-un chip vrent de Domnul, căci au plecat pentru dragostea numelui, fără să primească ceva de la neamuri. Este datoria noastră, dar să primim bine pe astfel de oameni și să lucrăm împreună cu adevărul. Cum lucrezi împreună cu adevărul? Lăsând tandemul ăsta binecuvântat, dragoste și adevăr să-și facă lucrarea în viața și în casa noastră. Erau niște frați care plecaseră numai din dragoste să predice. El a primit și era acolo Diotref, de-a și rămas cu nume rău, știm la binecuvântare, sper că n-ați auzit de vreo copil să-l cheme Diotref, nu? Ăla nu scrie că avea probleme cu erezii, cu adevărul. Se pare că avea un crest corect, dar dragoste? Da, de unde? Dragostea caută folosul altuia, el vedea numai la folosul lui, pe alții alunga, dacă îl primea altul, îl dădea afară din biserică. Asta e o problemă, așa-i? Mai se poate strecura și printre noi Duhul ăsta așa, să ținem la adevăr, statuie să-i facem, dar să nu lăsăm pe nimeni să apropie statuie, e statuia noastră. Asta nu e mare afacere, pentru că Dumnezeu, repet, nu vrea să ne ducă doar într-o lume perfectă, nimeni să nu comită nicio eroare, nici o jumătate de ton, n-ai voie să culisezi, nici într-o parte, nici într-alta, dar în dragoste... Dragostea le admite, să spună mămicile, la acces pe copilaș. Păi asta e ce se așteaptă, scrie în Matei 25, dați-mi voie să vă citesc. Spunea Domnul, și vreau să punem asta pe seama vieții de familie de care vorbim în prim plan, versetul 34, veniți binecuvântații tatălui. Acum aș fi întrebat pe mame și pe tați, că de la ei pleacă, cum scrie, Avram a născut, Isaac a născut, nu? Conceperea. Dumneavoastră aveți un adevăr clar în ce privește nașterea copiilor? Eu nu insist, nu așa întreagă, îți spun. Să nu vă treziți mai târziu și spune, bă, nu ăsta a fost adevărul. Ce se pare că e un adevăr, că încercați să te convingă nu știu ce predicator. Auzi, se întrebe predicatorul ăla măcar, nu dacă eu vorbi Dumnezeu, măcar dacă eu vorbi vreun înger vreodată. Ca să fie și el demn din credere, nu? Dar ascultați, spune că ce am fost flământ, și acum vă rog, puneți asta pe seama dragilor noștri copilași. Vin ăștia flămânzi. Ăsta e primul lucru ce trebuie să-l ajuți, nu?
Prima dată îi dă să mănânce mama. Mi-a fost sete, rezolvă cu sânul pe amândouă. Am fost străin, dar acesta a mai fost pe la noi, nu-i străin? A mai fost la Deva vreodată? Străin. Am fost gol, dar ce vine cu hăinuțe? Gol vine. Am fost bolnav, dar copiii tot mereu se îmbolnăvesc. Atunci cei părinți vor spune, Doamne, când te-am văzut noi? Și Domnul spune, nu fă vorba de mine, fă vorba de frații mei. Că Dumnezeu vrea din aceștia să facă niște copii ai săi pentru vecii vecilor. Și să nu creadă cineva să spună, frate, Dumnezeu a făcut niște promisiuni, sunt niște profeții aparte numai pentru oameni speciali. Nu e adevărat. În versetul ce vi l-am citit, Romani 8 cu 29, scrie că i-a cunoscut mai dinainte pe toți care urmează să fie frații Domnului Iisus. Și cel mai neînsemnat, nu doar Ioan Botezătorul și Ieremia Samson trebuia să știe mama că se va naște. Nu? E valabil pentru toți. Dar spuneți în dumneavoastră că iar mă întâlnesc cu dragostea și cu adevărul. Îi trebuie la o mamă dreptui că îi trebuie să cunoască adevărul, să accepte o naștere, dar dreptui că îi trebuie și dragoste să-l poată primi? Îl poți primi și să-l crești corect și să devină în perspectivă un fiu al tatălui, îți trebuie amândouă. Numai cu adevărul, până la urmă, găsești un articol să driblezi cumva. Dar dragostea te face să-l primești cu toată inima. Dumnezeu așa să vă ajute, așa să puteți să-i creșteți. Și asta să fie atmosfera în familie dumneavoastră. Și când vă întâlniți, feriți-vă pe acasă să povestiți rău de cineva, de vreo rudenie, de vreun frate. Ascultați ce spune în finalul epistolei noastre, la cele două epistole, 1 Ioan, capitolul 2, și, 2 Ioan și 3 Ioan, zice, aș vrea să vă spun multe lucruri, vă rog să prindeți ideea, dar nu voi să vi le scriu cu hârtie și cu cerneală și nerdărduiesc să vin la voi să vă vorbesc gură către gură. Dar de ce? Pentru ca bucuria noastră să fie deplină, ați auzit? Știi, realitatea dragostei, că vrei să te întâlnești, că poate așa pe Zoom puteam să facem o slujbă cu toți, nu? Dar ne căream acolo să vedem, ăsta îi, se mai ascunde, ăsta îi, e acolo, nu e acolo. Dar când vă vedem, acum nici nu știu care să dai mâna, care nu dai mâna, care cât crede că îl infectez. Așa, stai cu mâna tot pe... Du-te, vino! Părtășia asta! Eu mi-amintesc, sunt născut în Apuseni, în comuna Ciuruleasa, părinții, bunicii mei au fost primii pocăiți în comună, nu era biserică, frecventam biserica de Roșia Montană. Și mă vedeți, în copilărie, până la 10 ani am stat undeva pe un deal, veneau frații pe jos, peste deal, 10 kilometri, la părinții noștri. Stăteau la părtășie, plecau noaptea pe jos să ajungă pe dimineață la servici. Băi, nu mai țin minte ce-or predicat. Dar nu uit bucuria aia, o gustam și eu ca și copil. Nu pot să uit noaptea aceea în care s-a făcut stăruință după Duhul Sfânt la noi acasă. Și frații au botezat Domnul cu Duhul Sfânt și pe soră mea mai mare, și pe tata, și pe bunicul. Și apoi frații care au fost obosiți, unul a dormit pe o laviță, altul ceilalți au stat părtășie până dimineață. Păi n-am ținut minte ce cuvinte, că trebuie să le ții minte, a vorbit în alte limbi. Dar părtășia aceea mi-a rămas. Astea nu se șterg. Și apoi, cum zice o cântare, dacă o clipă cu el e uimire, ce va fi în veșnicii? Mărit să fie Domnul. Și ce mai spune Ioan? Numai că vreau să vin eu la voi, să povestesc, așa să vă văd, așa să vă ating, să vă îmbrățișez. Zice, copiii surorii tale alese îți trimit sănătate. Am văzut aici pe fratele Bogdan, mă gândeam la cei de la Arad, păi, copiii noștri la Betel sunt copiii surorii voastre alese, nu? Copiii se bucură să stea împreună, să meargă unii la alții, să aibă părtășie. Apoi scrie în finalul celor de-a treia epistole, ceva interesant, ce din nou spune, versetul 4, nădăduiesc să te văd în curând și atunci vom vorbi gură către gură. Și mai spune ceva, prietenii îți trimit sănătate. Spune sănătate prietenilor fiecăruia pe nume. Îmi amintesc de mama mea, are ea un obicei, dacă mă duc eu sau cineva și îi spunem că am fost undeva și are ea o vorbă, de mine o întrebat.
Pentru că așa este normal să te interesezi de fiecare. Ce face cu tare? Spune sănătate pe nume, la fiecare sfânt, în parte. Sănătate și pace și bucurie, cum era la noi o soră. Bine că a ținut-o Domnul la aproape 100 de ani, s-o prins eu. Când dădeai mâna cu ea, știi, obișnuit, pacea Domnului sau Domnul se viniteze sau pace, simplu, nu te lăsa repede din mână. O frază întreagă spunea, să te binecuvânteze Domnul pe tine și pe nevasta ta și pe copiii tăi, să vă păzească, să vă ajute, să binecuvânteze. Și când am prins, chiar așa, să n-am mai zi acum. Că e o binecuvântare, să dorești toată gama, nu doar numai titlul, să pui toată poezia. Asta este atmosfera dragostei. Povestește fratele Paul Brandt și Filipianse într-o carte că era în India un lepros, căruia boala i-a stagnat în urma tratamentului, deci nu mai era contagioasă, nu mai avansa, dar rămânsese mai ciung, afectat în zonele vulnerabile pentru lepră, și s-a dus cu el, englezul ăsta, medicul, fratele Brandt, Paul Brandt, într-o adunare. Și frații acolo i-au chemat în față pe amândoi, le-au pus carte de cântări în mâini, a fost cina Domnului, s-au împărtășit împreună. Și când s-au dus înapoi, unde erau cazați toți foștii aceia leproși, că spuneau toți la gura mare, în gura mare, mă, m-au primit ca pe doctor, mă! Unde l-au pus pe el, l-au pus pe mine, mă! S-au împărtășit și el, m-au împărtășit și pe mine, mă! Când întreb eu, nu-i mai mare distanță de la Domnul până la noi decât la noi până la ultimul? Măi, dar Domnul a ajuns până la noi să dea mâna cu noi. Și noi? Păi n-apucăm să dăm mâna cu ultimul, că știu eu, este mai inferior. Domnul ne-a acceptat și vrea să ne iubim, dar poate cineva ți-a fost dușman, Doamne ferește, poți să le ieși pe acesta în braț? Ați auzit de întâmplarea aceea, acum a grațiat generalul George Washington la sfârșitul secolului XVIII pe un condamnat la moarte? A venit cineva și a spus, te rog, grațiază-l. Generalul a spus, nu poți să-l grațiezi, fapta e prea mare, e prea gravă. Nu-ți pot grația prietenul. Și respectivul spune, nu-i prietenul meu. Am venit de la 100 de kilometri pe jos, e dușmanul meu. Dar moare nemântuit, dă-i o șansă, grațiază-l. Și a fost mișcat regele, primul președinte al Statelor Unite, și a zis, dacă ai venit atâta pe jos pentru un dușman, îl grațiez. Și s-au întors amândoi acasă, încă 100 de kilometri pe jos. S-au împrietenit și au rămas prieteni până la sfârșitul vieții. Poate pentru noi nu trebuie un efort atât de mare. Ceva mult mai puțin, dar să putem să întindem mâna, să deschidem brațele și să înțelegem că adevărurile sfinte se materializează în dragoste. Doamne, ajută! Și nu știi cum și la ce probă te pune Domnul. Fratele Jim Shimbala, într-o carte, un păstor de la New York spune că într-o zi, s-a terminat slujba, vine pe culoar un homeless, cum spun americani, un ăsta al străzii, spune, pastore, ăsta repede spune la un om de ordine, băi, dă-i, cum am zis noi, dă-i 5 lei să plece. Se spune, nu bani, am nevoie de dragoste, am nevoie de mântuire. Și Domnul șoptește în ureche, ia-l în brațe că-i fratele tău. Așa a fost de penetrantă vocea, încât spune autorul, păstorul, l-a luat în brațe, dar s-a sucit capul într-o parte, că mirosea ăsta. Și șoptește Domnul că el a crezut că e gata cu îmbrățișarea asta. O să du-l acasă și îl spală și îngrijește de el. Și ce l-am dus, l-am spălat și acum e unul dintre prezbiterii bisericii noastre, un om serios și la locul lui. Pe cine ar fi crezut asta? Eu am dat un examen și l-am picat odată, eram la spălarea picioarelor. Mi-a căzut să fac spălarea cu unul care venea de la mine, schimbul 4 cu cizme de cauciuc, eu recent avusesem hepatită, aveam o greață din oficiu, m-am uitat, am schimbat privirea și am făcut pereche cu altul să-l spăl pe picioare. Dar Domnul s-a așteptat la altceva de la mine, am plecat repede de acolo, pe un drum de țară, noroi, eram cu soția, copiii mici, am făcut pană unde era noroiul mai mare, așa de o palmă. Repede se schimb că trebuia să ajung, am intrat acolo într-un pârâu să mă spăl pe mâini și îmi șoptește Domnul, am vrut să te speli pe mâini numai de pe picioarele unui sfânt, acum spală-te pe mâini de la picioarele a toți păcătoși în apă rece.
Doamne, am ratat ocazia asta. Dragii mei, vreți să ajungem noi și copiii noștri în împărăția lui Dumnezeu? Dumnezeu ne vrea cu gelozie. Dumnezeu a rânduit să răsune la noi cuvântul Său, adevărurile sale eterne. Și ne s-a deschis și ne-a împărtășit dragostea prin moartea Fiului Său pentru noi. Prin toată purtarea de grijă și atmosfera vieții de familie, că vrea să ne învețe Dumnezeu atmosfera cerească. Și vreau în încheiere să vă spun ceea ce a arătat Domnul cam cu o lună de zile înainte de plecarea soției mele, printr-un frate proroc, a spus la altcineva să fie de mărturie, mie mi-a spus doar după aceea, a zis, frate, în timp ce mă rugam și mijloceam pentru soția ta, un proroc mai în vârstă, un om al lui Dumnezeu, azi dintr-o dată mi-a apărut în față, în vedenie, într-o seară, un munte, și credincioșii începuseră să urce. Alții au zis, nu urcăm, stăm aici la poale, pe loc neted, drept. Unii urcau pe loc mai neted, alții aveau un drum tare anevoios, prin spini, dar urcau. Mai anevoie, unii mai repede, alții mai încet. Dar pe la jumătatea muntelui, dintr-o dată, cum curgea filmul vedenie, am văzut un filtru și înger lângă înger. Și nu trecea numai cine era cu adevărat credincios. Mi s-a dat să văd pe doi pe care îi cunoșteam. Și au zis, uită-te, între alții, ăștia doi vor pleca repede, la capăt de drum. Și încercau mult să spună, noi am fost credincioși. Dar undeva în stânga era o fiară care pâra într-una. Nu, ăsta e de-a meu, e mânjit, e vinovat. Știți că scrie în Biblie de pârșul care zi și noapte părăște. Și îl întâlnește la vreo săptămână, două, pe unul dintre cei doi ce i-a cunoscut și îl întreabă, frate, ce faci? Bine, slavă Domnului, cu treabă, un altul, cu muncă. Era bărbat. O săptămână și ceva mai târziu s-a îmbolnăvit subit. Și l-a vizitat prorocul din nou. Zis, frate, cum ești? Ai bai? Eu am crezut că-s credincios, acum îți dau seama că nu-s bine. Nu știu ce-a fost în capul meu. Acum îmi dau seama că-s vinovat. Viața mea, starea mea nu-i bună. Nu știu ce face Dumnezeu cu mine. Murit în câteva zile. Mă întorc la vedenie. Spunea fratele, deodată am văzut pe cei doi și pe alții ca ei, care n-au fost lăsați să treacă de filtru, că din oameni în carne și oase, cum stăteau în picioare, s-au transformat în niște copaci uscați. Și cum adun niște busteni într-o grămadă, așa i-a adunat pe toți și am zis, Doamne, cu aceștia ce va fi? Pentru focul din ziua judecății. Am zis, vedenia a curs și am văzut pe cei ce au trecut, se încolonau în șir indian și sus în coama muntelui era o cetate strălucitoare, în fața cărei un platou. O zis, frate, între cei ce erau pe platou era și soția ta și atunci a știut că e aproape să plece. A ieșit un înger din cetate cu o tavă mare, strălucitoare și i-a servit. El se întreba, Doamne, ce și primea cunoștința în duh? E mana ascunsă. Și se reau niște boabe ca de coriandru, care cum servea câte un bob, că nu mai rămânea în carne și oase, se transforma într-un chip ca îngerului. Și eu știu că soția ta a avut o față senină, veșnic zâmbitoare, dar dacă ai fi văzut-o ce strălucire o primit, n-a mai cunoscut-o care ea, care îngerul, numai după față, că era aceeași față, dar foarte strălucitoare. Și fiecare gusta și le s-a spus, vă veți auzi numele pe rând, se vor deschide porțile și veți intra în cetate. Bucurați-vă că sunteți din cei primiți și cu răsplată de plină. Și expresia asta, răsplată de plină, este în textul nostru. Să nu vă pierdeți rodul muncii voastre. Ați născut copii și ați crescut și ați trudit pe pământ. Să puteți ajunge acolo să primiți o răsplată de plină. O zis, frate, după ce am avut vedenia asta, n-am mai putut dormi toată noaptea. O zis, m-am silit și până atunci să fiu pocăit. Că n-arată Domnul vedenia asta oricui, dar de atunci mi-am zis, nu mă mai interesează dacă cineva mă ia în brațe sau mă scuipă,
Dacă voi fi sărac sau bogat, sănătos sau bolnav, un singur lucru vreau, să intru și eu pe porți în cetate. Știți cartea aceea, Călătoria creștinului? A ajuns creștinul în cetatea cerească și apoi a venit creștina cu copiii. La noi acasă invers. A ajuns creștina, a rămas creștinul cu copiii. Și așa îmi imaginez eu că asta m-ar întreba scumpa mea prima dată. Vii cu copiii? Și de asta îi adun. Cum vă spuneam în fiecare sâmbătă. Și mă rog zilnic și le dau telefoane și fac ce pot. Ca să pot să ajung împreună cu ei acolo. Mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a descoperit acest adevăr și nouă și vouă. Mulțumesc că ne-a descoperit taina aceasta binecuvântată a dragostei pe care lumea nu o are. Ei stau la masă, oamenii au afaceri împreună, dar iubirea nu o cunosc. Iubirea vine de la Duhul Sfânt, de la Tatăl, de la Fiul, de la această atmosferă binecuvântată, de care vă doresc să aveți parte acasă și în care vă doresc să intrați în plinătatea ei în împărăția cerurilor, împreună cu toți copiii. Amin.